Omenie, dragoste și bunătate sunt atributele care în aceste vremuri grele fac diferența. Un tânăr din Vâlcea reușește să dea tuturor o adevărată lecție de viață. Copil fără familie, crescut în orfelinate, tânărul nu se lasă îngenunchiat de greutăți și se luptă pentru a le asigura un trai mai bun zecilor de suflete abandonate în adăposturi sau aruncate pe străzi. Astăzi a ajuns mâncarea donată de oameni prin intermediul Facebook-ului în urma unor apeluri făcute de mine pe Facebook. Sunt aproximativ 700 de kilograme de mâncare uscată pentru câini. Așa și-a petrecut Costi perioada de carantină. Cum nu a mai putut să iasă pe străzi și să caute animale care au nevoie de ajutor, tânărul a profitat de timp. A strâns hrană și chiar a găsit locuințe pentru prietenii lui patrupezi. Să ajute animalele este cea mai mare bucurie. Eu îmi doresc să cumpăr un teren, îmi doresc pe viitor și să-mi construiesc chiar propriul adăpost, unde să pot să-mi adun animalele mele, să pot să le dau în adopție, să le salvez, să am ceva asigurat. A crescut prin orfelinate, iar acum locuiește într-un centru de plasament, dar este recunoscător pentru ce are și face tot ce poate pentru a le asigura un trai mai bun sufletelor abandonate pe străzi. 50 de suflete depind de ajutorul dumneavoastră. Este în continuare nevoie de susținerea dumneavoastră. Orice ajutor, cât de mic ar fi, este binevenit. Contribuția voluntarilor în rezolvarea problemei animalelor fără stăpân este esențială, spun specialiștii. Este important ceea ce fac ei, deoarece reușesc să salveze cât mai multe animăluțe de pe stradă, lucru pe care noi îl susținem, îi și ajutăm, adică în condiții în care ni se cere sprijinul cu mare drag. În România există o lege care ar trebui să protejeze animalele împotriva cruzimii sau abandonului. Totuși, în foarte puține cazuri, autoritățile o pun în aplicare.